În România, peste jumătate din populația adultă este supraponderală, iar aproape 20% a depășit pragul obezității. Specialiștii spun că printre cauze sunt veniturile mici și nivelul de educație al oamenilor. Despre acest subiect discutăm cu invitatul meu, domnul dr. Mihai Ionescu, medic chirurg, specialist în chirurgie obezității. Este aici, în platou. Domnule doctor, bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua! Din punctul dumneavoastră de vedere și experiența profesională și personală, care este totuși situația reală în contextul în care un studiu recent, da, nu am avut până în prezent, adică nu am mai avut alte date care să fie adunate. Poate că de acum încolo vom putea să discutăm mult mai aplicat, să sperăm că se vor face cercetări. Ele se fac periodic, dar probabil că ne aflăm într-un interval în care încă nu s-a întâmplat, nu avem un studiu recent. Dar n-am motive să cred că procentul de obezitate este mai mic decât la ultima cercetare. Dimpotrivă, ar trebui să urmăm un trend, adică așa ar fi normal, să urmăm un trend de creștere a obezității, așa cum se întâmplă peste toată lumea. Dacă este să discutăm de cauzele care duc la obezitate, care ar fi pe lângă cele pe care le-am menționat puțin mai devreme, adică partea de venituri mici și partea de lipsa educației, probabil că aici ar fi inclusă și prevenția. Nu se face o prevenție și nu se discută despre riscuri. În principal, cauzele sunt, așa cum am mai discutat chiar aici, cele legate de materialul genetic, moștenirea cu care venim și cele de obiceiuri alimentare. Ce spuneți dumneavoastră și e foarte adevărat, s-a dovedit prin studii că oamenii cu un nivel de educație mai scăzut și prin urmare de cele mai multe ori și un nivel de venituri e scăzut, mănâncă nepotrivit. Pentru că nivelul de educație te face să fii conștient de greșelile pe care le faci și să le eviți. Nefiind pregătit, nu ai acces la informații sau nu ești în stare să le asimilezi și faci greșeli zilnic. Putem să considerăm că cele pe care le-ați spus dumneavoastră, plus ceea ce vedem că se întâmplă în piață, de exemplu, în situația României, că suntem victimele marketingului alimentar, combinat cu lipsa de informație, de fapt din cauza lipsei de educație și a veniturilor mici mai apoi. Absolut. Suntem influențați de marketingul de orice fel, inclusiv cel alimentar zilnic. Și este destul de greu să scapi de această capcană. Altfel spus, e foarte simplu să greșești. Vă dau un singur exemplu. Discut zilnic cu fiul meu, care are doar 5 ani, și încerc să îl fac să înțeleagă, să-și formeze niște obiceiuri alimentare la nivelul lui de înțelegere sănătoasă, pentru că de aici pornește totul, de la vârstele crude. Deci din copilărie pornește problema. Evident că este foarte greu să înțeleagă logic și atunci trebuie să urmezi calea de a explica și de a arăta mai degrabă un model cât mai aproape de realitate pe care să-l urmeze mai simplu. Pentru că suntem tentați mai degrabă să, cum să spun, să imităm decât să înțelegem. Ce se poate face dacă vorbim despre persoanele care au ajuns deja în pragul obezității? Care ar fi soluțiile pentru ele? Pentru că știu, nu este imposibil, este un drum foarte greu de parcurs înapoi, spre o greutate normală, spre o viață normală, dar cum arată o strategie, o schemă? Strategia ar fi, ideal ar fi să nu ajungem. Dacă am ajuns acolo, însă, ar trebui să apelăm la un specialist, să tentăm întâi metodele conservatoare, cele legate de dietă, de corecția dietei, legate de mai mult sport și dacă nu reușim, să apelăm la chirurgia obezității, care este la ora asta cea mai eficientă metodă de a scădea ponderal. Și pentru cei care ne urmăresc, poate că se tem de o astfel de intervenție, cum este, adică în cât timp să se aștepte, că trebuie să vorbim și realist, în cât timp trebuie să se aștepte un pacient să vadă și rezultate, lucrurile nu se schimbă chiar nu 100% peste noapte, cum decurge viața lui după ce a făcut intervenția de micșorare a stomacului? Viața lui decurge ca și până atunci, se slăbește destul de repede. În prima lună se slăbesc între 10 și 12 kg, iar apoi o medie bună ar fi undeva între 4 și 7 kg în funcție de greutatea de la care ai plecat. Deci efectele se văd imediat și ele durează în medie cam 10-12 luni. Deci nu trebuie să aștepte foarte mult, iar la nivel de sacrificiu, în viața de zi cu zi, nu există sacrificii majore. Pentru prima lună, că spuneți că e o greutate mai mare care se pierde, există vreun risc sau e monitorizare pe care o face tot cu un medic specialist? Nu există niciun risc. Este cauzată de intervenție chirurgicală și de restricție alimentară severă imediat după operație. Dar e un lucru absolut firesc și nu. Analizele se fac periodic, nu există practic. Cei care fac o astfel de intervenție, e o intervenție făcută definitiv pe viață sau la un moment dat mai e nevoie, nu știu, de vreo refacere a acesteia sau se mai intervine la un moment dat? De la caz la caz, de la intervenție la intervenție, unele sunt definite, altele sunt temporare.
În principiu, toate pot fi refăcute dacă au eșuat. Eșuează tot din cauza pacientului, presupun, sau care ar fi motivele? Pot fi și genetice sau... Nu, în principiu dacă operația e bine făcută și dacă pacientul cooperează și urmărește toate restricțiile legate de un regim de viață cât mai sănătos, nu ar trebui să eșueze. În principal, da, lipsa de cooperare pe termen lung duce la recidivă. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru prezență, mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră.